capire della terra. Domnul să binecuvânteze. Amin. Domnul să binecuvânteze. Amin. Să binecuvânteze Domnul. Amin. 1000 de binecuvântări în Biblie. Și zice că sunt peste 1000. Alții mai teologi decât mine și decât voi poate au studiat-o și au descoperit că sunt peste 8000 de binecuvântări. Sorurile mele la magazin sunt 8000 de produse. Ce vă cumpărați de acolo? Frate, te trimite soția. Nu, că dacă ne trimite pe noi, uităm deja. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cu ce au nevoie. Amin. Cei care sunt necăsătoriți, să le dea Domnul. Amin. Amin. Frate, Domnul spune aici, probabil că anticipat ce vreau eu să fac. Pe sora Solioara care a cântat de la voi din Vulcan, o cunoaște, o știți bine. Dar pe ei nu știți așa de bine. Eu aș vrea să știți și pe noi așa de bine. Și invit să vină din nou în fața aici să se prezinte. Să spună, n-o să predice predica mea, dar să spună două vorbe despre ei. Așa, să vă prezentați, spuneți ce spuneți, ce faceți și... Ce doriți bisericii din Vulcan în final, să spuneți, să nu uitați, foarte important. Și apoi vă rog să mai cântați o cântare împreună. Și cu sora Florii să cânte o cântare. Și nu vă supărați. Dar veniți să vă deranjăm. Mă aranjați voi după aia. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos este Domnul! Amin. Domnul să intre în orice inimă. Amin. Dacă ar fi după mine, vă spun sincer, nu înțeleg pe Dumnezeu de multe ori cum lucrează. Dar El este Dumnezeu, El are voie să lucreze cum vrea El. Dar mă mir de Domnul cum stă la câte ori inima și tot bate. Eu stau la ușă. Politicos. Englezii zic gentleman. Tandru. Cel mai mare dintre cei mai mari. Cel mai puternic dintre toți cei puternici. A fost Solomon și a fost înțelept. Dumnezeu a spus că e înțelept. Și noi zicem noi despre noi că suntem înțelept. Despre asta a spus Dumnezeu că e înțelept. A spus Dumnezeu așa înțelepciune îți dau, că n-am să mai dau la nimeni înțelepciune, cum îți dau ție. Și când a venit să vorbească Solomon despre slava lui Dumnezeu, despre măreția lui Dumnezeu, s-a uitat și a spus, tu ești așa de mare că cerurilor nu te pot cuprinde. Și stai, continui eu acum în seara aceasta, stai la ușa inimii unui om și bați și aștept să vezi dacă omul va deschide sau nu. Doamne mare ești! Deschide inima în seara aceasta. Amen. De obicei, evanghelistul începe cu o predică. Eu încep cu chemarea. Te invit în seara aceasta să deschizi inima prin Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul Dumnezeu cerurilor. Amin! Eram nepocăit. Eu m-am pocăit numai de 18 ani. Mama n-a fost pocăită, tata n-a fost pocăit. Nu o să reiau. De câte mi-aduc aminte, am mărturisit aici în întoarcerea mea. Vreau să spun, când eram nepocăit, aveam o dorință în inima mea. Aveam o durere în inima mea. Eu n-am știut, dar mi-a povestit părinții mei că am avut un frate care la vârsta de un an a trecut din viață. El trebuia să fie mai mare ca mine, cu aproximativ 8-10 ani, nu mai știu cum să spun, aproximativ. Și toată viața mea a simțit lipsa. Parcă dacă n-aș fi știut, poate nu m-aș fi gândit, dar tot aș fi simțit poate lipsa aceasta, că era o lipsă, era o nevoie a sufletului meu, parcă o simțeam așa ca o durere, că, mai ales că am știut că mi-au spus ei, că l-aș fi vrut să fie lângă mine. Și mai ales în momentele grele. Acum timpul a trecut, durerea asta era în inima mea. Și într-o zi cineva mi-a spus, dacă te întoarce la Domnul, atâția frați și atâția surori ai avea, că nu-ți vine să crezi. Și am spus, nu înțelegeam, efectiv nu înțelegeam. Omul firesc nu poate pricepe. De ce stă cu ușa închisă? Afară la ușă stă comoara cerurilor, și stă cu ușa zăvorâtă. No, aici nu intră. Aduc aminte că am mers în evanghelizare în Oltenia și ne aveam broșuri, aveam cărți. Le dădeam la oameni și sunt la noi.
Bună ziua! Vreți să vă dăm un cadou? Și îi uitau. Bună ziua! Uitau, Dumnezeu, bună ziua! Cine știe ce vor așa? Cine știe ce vrea? El. Îți spune seara aceasta ce vrea. Vrea să te binecuvântezi. Amin. Vrea să te mântuiască. Amin. Vrea să te ierte. Amin. Vrea să te elibereze. Amin. Vrea să te facă un copil al lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Te bucur de treaba asta? Amin. Cine se bucură de treaba asta? Amin. Alița americană. Așa pe minterița de oameni americani. Cine se bucură de Domnul Iisus Hristos? Ridicați două mâini, urmă, mâine, că nu-i destul. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ne bucurăm de El. A avut dreptate pastorul la bătrân, a știut el ce a știut. Să te ridici tu în față la 2000 de oameni, eu n-am predicat la 2000 de oameni niciodată. Dar ăsta era bătrân și l-au dus să plece la 2000. Și când a predicat la 2000, s-a ridicat bătrân. Și a spus, niciodată Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Pastorul bătrân, de 40 de ani era pastor. Încă vreo nu știu câți ani presbiter, a trecut prin toate filtrele. N-a sărit. A fost și diacon, a fost și conducător. 40 de ani numai pastor. Stătea pe amvon și se uita bătrânul. Niciodată. A doua oară a spus. Niciodată Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Cred că pastorul care l-ai chemat deja. Doamne, ce-o fi cu ăsta? Ai zis a treia oară. Niciodată! Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea. Și după aia a spus. Întotdeauna mi-a dat mai mult decât am cerut. Acum mie mi-a spus. Și v-a spus că eu mi-am dorit un frate. Și acum zic și eu, Dumnezeu nu mi-a ascultat, mi-a dat mulți frați și multe surori. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații mei, pentru surorile mele din Deva și de aici din Vulcan și din lumea întreagă, că ne-am frățit Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie Domnul! Am contat pentru El că am mirosit ce-am mirosit. Și că ce culoare avem și că ce avem prin buzunare, la oameni contează, la Iisus nu contează. Omul se uită să vadă, ați auzit? Frumos, academie, brutare, frumos. Dar ei știu că în fața lui Dumnezeu, aceste titluri aruncăm jos, înaintea celui ce este viu și veșnic, înaintea căruia se închină cei 24 de bătrâni și își aruncă cununile jos. N-ai văzut așa ceva niciodată! Primește o cunună, primește o medalie, primește o titlă și o pui pe pereți. Și o pui la loc de cinste. În fața lui Iisus Hristos, o pui jos la picioarele Lui. Că El este cel mai mare, mărit să fie Domnul. Mărire Domnului. E cel mai mare, nu-i altul ca El. Niciodată nu ți-a ascultat rugăciunea. Cercetează-te în seara aceasta. Întotdeauna ți-a dat mai mult. Pentru că este Dumnezeu și are de unde. Slăvit să fie numele Lui. Mi-a dat frați, mi-a dat surori. Oriunde mă duc, am frați și surori. Și mă bucur. Mi-a spus mama, cum am... Ce-o spus? Domnul se bine cuvântează. Mi-a plăcut. Acum ce a spus. Mi-a plăcut de cineva care trebuia să predice Evanghelia și ceva la asta. Până te duci să predici la negri. La negri te duci. Și-a spus, mă duc la negri. La negri te duci. Așa. Dezvăstate. Și-a spus, la negri mă duc. Sângele e acela și în mine și în el. Și mai e ceva mai important. Sângele care s-a vărsat pe cruce. S-a vărsat și pentru mine și pentru el. Mărire Domnului! Amin. Doamne, lucrează în viața noastră. Amin. Lucrează la orice inimă, Doamne. Puterea lui Dumnezeu este cea mai mare putere din universul acesta. Omul a inventat multe lucruri de care este mândru. Dar oricât ar fi de mândru și oricât ar fi de cum să-l numesc, nu vreau să jignesc pe cineva, dar oricât ar fi de arogant în funcție de ce a descoperit, cred că trebuie să fie tare trist și tare necăjit. Că n-a descoperit ceva care să poată să schimbe inima omului. Am schimbat și putem schimba și noi un sătuc într-un oraș, o căsuță prăpădită într-un ce știu eu ce zgârie noi. Dar spunea cineva și dreptate i-am dat, zbori în lună, omule, dar zbori cu răutatea legată de tine. Te duci la capătul pământului, te sui într-un fier și zbori cu el. Știți voi cine e fierul? Aluminiu sau ce? Și zbori cu el, ești deștept, dar răutatea este cu tine.
Femeia poate ți-a lăsat un capătul celălalt și te duci să-ți faci păcate. Sau soția se duce dincolo. Răutatea omului, păcatul omului, nimeni nu poate să umble acolo. Afișează o față și te uiți la el și spui, fericit omul ăsta. Eu am avut un tată înțelept. Și tatăl mi-a spus o pildă. Eu o țin minte, o mai spun din prin biserici. E o pildă cam care să știe poporul nostru. Eu n-am știut-o. Și am mai spus-o prin biserici. Și tata spune așa. Se spune că a fost un împărat puternic. Dar cât de puternic și de mare a fost? Într-o zi a aflat că e bolnav. Și boala lui nu poate vindeca nimeni. De era împărat, avea bani, avea bogăție. A chemat să vină medicii. Și i-au stat toți lângă el. Și l-au cercetat. Și când au văzut ce boală are, au spus, nu mai este vindecare pentru tine. În final, se spune că a venit un bătrân. Și bătrânul a spus, este leac pentru tine. Acum să spune toți medicii că nu este leac și să vină unul să spună, este? Care leac? Tu trebuie să îmbraci cămașa unui om fericit și te vindești pe dată. Extraordinar. Și a strâns oamenii, a spus, plecați. În cele patru colțuri a împărăției mele, aduceți repede cămașa unui om fericit. Credea că așa, să fie de simplu, o să ia din magazin, să se îmbrace și o să mai tușească vreodată, ca să nu fie așa nepalpitant și o să fie vindecat. Dar de unul. Se spune că au plecat oamenii. Și ca să vedeți cât de mult înșală fața omului, s-au dus pe stradă și au văzut un tânăr chipeș, stața lui capana corbului, venea pe drum și a zis, asta e fericit, pe el, era un cămaș. Și când s-au dus, ești fericit? Asta era singura întrebare. Și el se uită și a spus, vă uitați la mine că sunt tânăr și frumos, nu sunt fericit. Păi cum nu ești fericit? Am văzut că fluierai. Fluieram, dar știi că mai fluierășa pagubă. Și a spus, cum? Păi cum? Păi m-am îndrăgostit și eu. Păi asta e foarte bine. Păi foarte bine, foarte bine, dar m-am îndrăgostit de fata bogatului. Și care e problema? O cam știm și noi, ce? Ea bogată, eu sărac. Tata nu-l lasă să se uite. Tata nu lasă să se uite după mine, că sunt prea sărac. Și de asta sunt nefericit. A, nu ne trebuie cam așa. A plecat mai departe. Mă, nu așa se face. Noi ne mai uităm la oameni. Ne uităm la casă. Așa facem și noi. Am văzut că fața ne duce în eroare. Uite la casă mare. Asta, casă mare. Aici e un om fericit. Și intră înăuntru. Te uiți așa după etajul și zici, asta, da, fericit. Da. Și a intrat înăuntru. Oameni buni, sunteți fericiți aici? Nu s-au auzit nimic. Nu, nu s-au auzit. Care-i problema? E un om fericit în casa asta, ai și stăpânul casei. Și a spus, oameni buni, v-ați uitat la casa mea, că e mare și frumoasă. De acolo, într-o daie, stă soția mea, bolnavă. Sunt tare nefericit. Am o casă mare și soția mea, bolnavă. Nu sunt fericit. Nu mai pierde vremea cu tine. Ne avem un ordin, merge mai departe să vedem un fericit. De la unul la altul au alergat și pe la fericitul l-au găsit. Se spune că într-un târziu, pe un câmp, s-au pus să mănânce acești slujitori și în timp ce se pregăteau să servească masa, s-a auzit o voce. O voce care ieșea de undeva, de lângă ei, dar nu știau de unde iasă vocea. Vocea spunea, te laud, Doamne. Și-ți mulțumesc că și astăzi ai fost cu mine. Sau de unde iasă vocea? Îți mulțumesc că și astăzi am fost la lucru și mi-ai dat bucata de pâine. De unde s-aude? Încet s-au dus după voce și toți erau deasupra, erau un bornet de pământ, așa, o caură în pământ și l-a acoperit cu paie, cu ce era, cu trestii pe acolo. Era un om în genunchi și se ruga. Și când ei se uitau la el, el tocmai spunea cuvintele, îți mulțumesc, mai presus de pâine, mai presus de muncă, îți mulțumesc că sunt copilul tău și sunt un om fericit. Și ăia pe el tot, dă de cămașa ta. Și s-a uitat, când sunt pe ei s-o spunea, dă de cămașa ta, am auzit că ești fericit. Și el a spus, da, dar eu n-am cămașă. Era o cămașă toată lupte, toată frangă. Și atunci ei au înțeles ce le-a spus înțeleptul. Că de fapt, fericit nu-i omul care are, care a dobândit. Fericit e omul care este un copil al lui Dumnezeu. Amin. Un mântuit al lui Dumnezeu. Amin.
Vreți să fiți oameni fericiți? Amin. Faceți multe școli. Amin. Nu-i rău. Faceți-vă o casă mare. Nu-i rău. Dar nu-i garantat că vei fi un om fericit. Dacă vrei să fii un om fericit, primește-L pe Iisus Hristos în inima ta. Lasă-L pe Iisus să intre în inima ta și vei fi cu adevărat un om fericit. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Bucuria mea, cea mai mare bucurie care o am, este să văd un om că-L primește pe Iisus Hristos în inima lui. Să văd un tânăr, să văd tineri slujind, este cea mai mare bucurie. Să slujim pe Cel ce ne-a mântuit. Povestea este tristă, însă. Dacă am face statistică sau statistici, ar rămâne decepționați. Vedeți ce bucurie, ca un vulcan. Nu trebuia să vă spune vouă vulcan aici. Când începe să spune slăviți să fie Domnul, zic, ca un vulcan puternic aici. Dar dacă luăm statistică, suntem așa de puțini în comparație cu lumea care ne înconjoară. Se spune, eu nu i-am numărat ceea ce știe numărul Dumnezeu. A spus și că am ajuns la 7 miliarde. Am depășit 7 miliarde de teri. Pe ce suntem noi la 7 miliarde? Picătură de apă. Ce suntem noi în comparație cu lumea musulmană nemântuită? Chinezi. Nu mai spune mai departe. Am spus deja că spune chinezi și indieni și musulmani deja am spus. Cam aproape tot. Ce suntem noi? Așa de puțin. Bucuria ne este mare că Domnul ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Dar tristețea nu zic că e în aceeași măsură, dar la un om al lui Dumnezeu, la un copil al lui Dumnezeu, această tristețe nu-l doboară, dar este în inima lui și o duce. E o povară care el nu o poartă așa că, ce știu eu, nu vrea să o poarte și n-are ce prea încotro. E o povară care el o duce împreună cu Domnul lui. O duce împreună cu Domnul Iisus Hristos. Maria Domnului. Cam cum crezi că se simte Domnul când stă la ușă și bate? Pune-te în locul Lui. Să te duci la ușa cuiva, acum deja cei mai în vârstă, parcă deja devine memorie, da? Ai avut nevoie de ceva, te duci la cineva, știai că ce acel cineva are, ce îți dorești tu, și plin de speranță, plin de nădejde că o să te ajute, ai bătut și așteptat să iasă să spună, da, vin să te ajut. Și el a deschis ușa. Cam cum te simți? Cam cum te simți să bați o cale lungă și să vii la cineva și să spui, am venit și vreau să stau de vorbă cu tine și el să-ți închidă ușa în nas. Cam cum te simți? Am citit două versete. Am citit a venit la Isai. Știi că ce te doare? Că mergi la un străin, mergi la un străin. Dacă mergi la al tău, la cel care, vorba aia, sânge din sânge de tău, a venit la Isai. Nu s-a dus la străin, la Isai. Și Isai nu l-au primit. Mă întreb, oare versetul din 1 Corinteni 2 cu 7 și 8, o să citesc două versete, oare aceste versete vor fi în stare să absolve de vină pe cei din vremea aceea? Încercăm să citim, să vedem. Vor fi în stare aceste versete să-i scoate nevinovați pe oameni din vremea Domnului Iisus? Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavă. Nu l-au cunoscut. Și când El a venit, a venit într-un mod în care
Aici a fost mirarea cea mai mare. Vedeți? Nouă ne place să fim uimiți. Cineva să ne uimească. Dacă vine cineva cu ceva, dar să fie ceva acolo. El n-a venit așa. Mă gândesc la Iosif. Să bați la ușă, să bați la altă ușă. Spune acolo în Evanghelia după Luca. Spune, i-au cazat unde i-au cazat, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Pentru ei nu era loc. Pentru el nu era loc. A venit la Isai și pentru el n-a fost loc. Așa a trebuit să fie. Dumnezeu a făcut să fie așa. Ca lumea din vremea Lui să nu-L cunoască. Ca evreii din vremea Lui să nu-L cunoască. Și astfel Iisus Hristos a venit o binecuvântare pentru noi, neamurile. Pentru noi care eram străini de legăminte, de păgăduințe de Dumnezeu. Pentru noi care nu eram nimic pentru evrei. Eram socotiți niște neamuri spurcate. Și Dumnezeu a spus, nu-i nimic. Eu și pe ăștia iubesc. Eu și pe ăștia vreau să-i mântuiesc. A vrut Dumnezeu să mântuiască în vulcan. Vă întreb eu ceva. Când Dumnezeu vrea ceva, poate cineva să-i stea împotriva Lui? Nu. Dacă Dumnezeu vrea să-L dea cuiva ceva, poate cineva să stea împotriva Lui? Nu. Sau dacă Dumnezeu nu vrea să-L dea ceva, poate cineva să-i spună, dă totuși. Cred că are puterea aceasta. A zis Dumnezeu, nu-i nimic evreilor. Pe voi vă închid în neascultare și deschid ușa larg neamurile. Să vină la mântuire neamurile. Am citit că a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul. Și Dumnezeu dau drept. Vă dau dreptul să vă numiți copii de Dumnezeu. Acum, e ceva aici. Dacă vrei să faci o școală, o faci și ajungi și ajungi. Și nu toți dintre noi avem academia, cum au tinerii sau... Nu toți avem facultăți și nu toți suntem înscriși la drept și nu știu ce. Că unii n-au avut posibilități. Alții nu ne-au zâmbit cifrele, ce să zicem, da? Nu ne-au zâmbit litere, nu știu ce să zic. Nu ne-au atras așa de mult școală. Știți că noi avem obicei să dăm vina pe alții totdeauna. N-au fost învățători așa de capabili să ne atragă. Nu zicem părinți. Părinții sunt sfinți întotdeauna. Ei au muncit pentru noi și eu zic despre mine. Mama a muncit, tata a muncit, în trei schimburi amândoi. Ce să te aștepta? Au venit cu pâine. Mâinile bătătorite și au venit cu pâine acasă. Datoria noastră era să muncim și să ne facem jobul nostru, adică școală. N-am fost însă capabil și ne-a tras lumea, ne-a tras ce ne-a tras. Ne-a dispărut ținta din față, nu la toți, la cei mai mulți însă. Și ne-am trezit, ce știu eu, la a doua, treia tinerețe, că nu prea avem ce să arătăm la oameni. Și atunci, personal, mulțumesc lui Dumnezeu că la vârsta de 22 de ani, când am pierdut toate trenurile, nu mai aveam și îmi doream să mor. Vă spun sincer, mi-am dorit să nu mai trăiesc. Ce trist să nu mai vrei să trăiesc. Pentru ce să mai trăiesc? Mi s-a părut viața asta așa de monotonă. Și a zis, nu am nicio rațiune pentru care să trăiesc. Dar la 22 de ani am auzit că un fiu de Dumnezeu a venit din cer, atenție, să caute și să mântuiască pe sfinți. Să caute să mântuiască pe aia care au cer pe cap. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și a spus, Doamne, mai pierdut ca mine nu există. Dacă a venit pentru pierdut, iată-mă, sunt aici. Și el a spus, sunt fericit că te-am găsit, vino cu mine. Și m-a luat în carul său, mărit să fie numele Domnului. Amin. I-am deschis inima repede. N-am stat mult la taclare cu el și nu l-am lăsat să bată mult. Problema mea a fost însă aceasta. Nu știu dacă ai nevoie de mine, că nu știu ce să fac. Școală multă n-am, nu cunosc multe teorii, nu știu ce să fac, sunt un păcătos, nu știu ce vei face cu mine. Am înțeles după mulți ani de pocăință, că de fapt asta este un mare avantaj să
nu știi multe, să nu vezi multe, să nu te dai mare și să te faci cât mai mic. Țineți minte că Moise a făcut școală. Acum că veni vorba de școală, o dă cu școală. Știți că Moise a făcut școală? Cine știe că Moise a făcut școală? Ce școală a făcut Moise? Câte 40 de ani. Câte? 40 de ani. 40 de ani a făcut școală? Și a făcut școală, o facultate, două, o școală lui Faraon. Biblia spune că a învățat toată știința Egiptului. Știți cât a mers Moise la școală? A mers la școală până profesorul a zis... A zis profesorul, nu mai știu ce să te învăț. Și Moise spune Biblia, în 7:25, fapte, ce el, pentru că a învățat așa de mult, pentru că s-a văzut așa de capabil, zice, el a credea că toți vor înțelege că el, acum, o să-i scape din mâna lui Faraon. Așa a crezut el. Că după ce fac atâta școală, n-a făcut deja atâta școală. Și ce n-a înțeles Moise? Ce nu înțeleg mulți astăzi. Nu dau cu piatră în nimeni care face școală, din potriva apreciez. Dar e important să faci școală multă și să te poți vedea cât mai mic. E important să ai diplome cât mai multe și să taci. Să nu spui nimănui. Să le lași undeva uitate. Spunea cineva și a spus pe te, dacă știi latină și greacă, nu le, și ebraică, și ebraică, da. Nu le pune deasupra, cum le-au pus evreii pe crucea Domnului Iisus Hristos. Pune la picioarele Lui. Dacă ai școală, lasă-o la picioarele Domnului. Moise n-a știut atunci săracul și a crezut că școala s-a terminat. Și de-abia de atunci începea. Școala începe de-abia de acum. Să învățăm să ne smerim înainte de Dumnezeu. Ce frumos a spus un predicator odată, care predica minerilor. Acum știu că aici la Vulcan, în zona asta, a fost mult mineri, cel puțin în Valea Jurii. Și el a spus, nu spun cine, că sigur mulți știți, dar el spunea, cea mai mare fericire o aveam să predic minerilor. Neavând o neprihănire a lor proprie, îl primeau imediat pe Domnul în inima lor. Și stând și predicându-le, cum ieșeau din schimb cu fețele lor negre de cărbuni, zice, după un timp de predică, te vedeam două dâre albe pe fețele lor. Erau lacrimile care le curgeau din ochi, auzind despre Fiul lui Dumnezeu, care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ei se vedeau pierduți, erau smeriți, n-aveau neprihănirea lor, cum aveau fariseii din vremea Domnului Iisus Hristos, se vedeau pe ei sfinți, se vedeau pe ei, nu poți să te atingi de ei, nu te atinge de mine, sunt sfânt. Ce să le spună Domnul? Ce să spună Dumnezeu că tu te vezi un sfânt? Ce ușor lucrează Dumnezeu cu omul care e smerit, cu omul care se vede jos, cu omul care spune, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Și Domnul spune, nu te teme, de astăzi vei fi copilul meu. Amin? Amin. Pentru tine am venit. Ascultând și citind, mi-am dat seama și m-am documentat și eu despre alți frați și alți slujitori. Și alți oameni mari, care au ieșit în evidență prin lucrări foarte mari. Și când oamenii au venit să-i aplaude, când oamenii au venit să-i ridice, greșeala care facem noi oamenii, au avut puterea din partea lui Dumnezeu să se smerească și să spună, nu eu, lauda este a Lui, slava este a Lui Dumnezeu. Și când o spune asta, nu oricine, nu un simplu om, ci un om, care hrănea 2000 de copii, când citeam despre el, rămâneam profund mirat. Să hrănești 2000 de copii orfani, fără mamă, fără tată. Și spunea el, citindu-i cartea, nimeni nu putea să înțeleagă că acești 2000 de copii aveau 4000 de papuci. Acești 2000 de copii aveau 2000 de paturi. Acești 2000 de copii aveau nevoie de pijamale. Și astea se rupeau. Papucii se rupeau. Ușile la dormitoarele lor trebuiau reparate. Geamurile se spărgeau. Și toate acestea, atenție, erau asupra unui singur om. Toată cheltuiala. Și omul ăsta nu era nici patron, cum poate vă imaginați acum. Nu conducea și nu avea nici măcar o mină de aur sau de diamante. Era un simplu om. Și citeam despre el că se ruga pe zi 10 ore. 10 ore să te ia în rugăciune. Te mai miri astăzi că omul ăsta a făcut ce a făcut și a construit
orfelinate și a hrănit copiii, pentru că Dumnezeu l-a ajutat. Oamenii au venit să ridice sus și el a spus, da, Dumnezeu m-a ales pe mine. Și o spun cu smerenie, a zis el. Pentru că vă spun de ce. Dumnezeu s-a uitat din cer și a spus, unde voi găsi un om smerit care să fac cu el lucrări mari și după ce le fac, să rămână tot smerit. Și a spus Dumnezeu, m-a văzut pe mine. Un însemnat, un păcătos, care acum, după ce văd tot ce a făcut Dumnezeu, zic slăvit să fie numele Lui. Mă mir astăzi, nu mă mir astăzi, că stând în sala de mese dimineața cu atâția copii și spunea, altă dată n-avem ce să le dau să mănânce. Și era ora dimineții, ora micului dejun și stăteam toți în sala de mese și el spunea, ne rugăm. Ne rugăm. Și s-au rugat. Și n-avea nimic ce să pună pe masă. Și spune, stând la masă și rugându-se cu acei copii, și dintr-o dată s-a auzit o bufnitură. Când, ce s-a întâmplat? A intrat în sala de mese ca o furtună, a intrat băcanul de la lapte, i s-a rupt căruța. Efectiv, i s-au rupt roțile, s-a rupt căruța în două și a intrat repede și a spus, eu am nevoie de niște copii care să încarce lapte din căruța ruptă într-una bună, ca să duc mai departe. Dar el când a văzut că se roagă, copiii se roagă, a spus, ce se întâmplă aici? Și a spus, taci, copiii se roagă pentru mâncare. Dar Dumnezeu l-a făcut să se uite pe masă. Și că s-a uitat până când nimic de mâncare, zice, tu ce se roagă? Păi zice, astăzi așteptăm să ne hrănească Domnul. Și el a spus, acum aștept ce s-a rupt căruța mea, nu mai putem una pe căruță, aduceți totul înăuntru. Nu te mai miri astăzi că Dumnezeu a făcut asemenea minuni. Dacă omul a stat în rugăciune și s-a rugat și a cerut de la Dumnezeu călăuzire și însoțire, spunea, cumpăram câte o casă de zeci de mii de lire sterline, ca foarte mult atunci și acum mai mult, și spunea el, dar n-aveam decât în buzunar poate 3, 4, 5 lire. Și spunea, ăsta e tot avansul care îl dau. Și spunea, ne puneam pe rugăciune. Și când se rugau și se rugau, veneau un plic de undeva și în plic erau exact banii care lipseau, se dea în data de, la ora de, le dau totul dacă nu. Te mai miri astăzi că Dumnezeu lucrează? Sunt oameni care l-au primit în inima lor pe Iisus Hristos. Și când îl primești pe Iisus Hristos în inima ta, știi că Iisus Hristos este stânca viacurilor? Știți că Iisus Hristos este lumina lumii? Știți că Domnul se poate ridica în picioare pe orice corabie, pe orice vreme, pe orice furtună și să spună, taci fără gură! Și oricât de mare e furtuna aceea, la cuvântul lui se liniștește imediat. Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Mărire Lui. Slăviți să fie numele Lui. Pune-te la dispoziția Lui. Și vei vedea ce mari minuni face Dumnezeu cu tine. A venit la Isai și ai nu l-au primit. Pentru că n-au avut nevoie de El. Dar, întreb eu. Sunt oameni încă în vulcan care au nevoie de Iisus Hristos? Sunt oameni în vulcan care au nevoie de iertare? Sunt oameni aici care au nevoie de mântuire? Eu am vrut să fiu mântuit. Și am căutat mântuirea. Și citeam în Biblie. Atât citeam până adormeam. Și nu înțelegeam nimic din ea. Și spuneam, Doamne, trebuie că ceva nu e în regulă cu mine. De mă ia somnul așa. Nu știam ce să înțeleg din Biblie. Eu v-am mai spus când am mărturisit. Că cineva m-a învățat să citesc Biblia cu trimiteri. Că dacă o citești fără trimiteri, te trăznește și te lovește. Și încerca să citiți doar Genesa. Primele trei versete, încerca să le trimiți, să le citiți. Și un om care nu e avizat, care nu cunoaște Biblia, mă pierdeam prin Biblie, că dacă nu citesc o trimitere, o să mă trăznească Dumnezeu. Și n-am știut că El a venit să mă caute pe mine. E așa de frumos să citești în Biblie că Zacheu s-a alergat înainte, s-a urcat într-un dud și a zis că aici vine Iisus Hristos și eu din dud o să-L văd. E așa de frumos să citești. Dar Domnul Iisus vine, se oprește sub dud. S-au uitat ucenicii și când au văzut că se oprește și a spus ucenicii, începe predica. Acum o să ne predice. Sau poate vindecă vreun bolnav. Dar Domnul s-a oprit sub dud și s-a uitat în sus. Cred că se roagă. Credeți că se ruga? Credeți că... Dar voi știți, voi citiți în Biblie. S-a uitat în sus și a spus, Zacheu, dă-te jos. O fi zis oamenii, mă, Zacheu, nu știu cine e Zacheu, Zacheu la vamă. Ce scăde Zacheu prin pom? Dar Domnul a știut. Întrebarea mea este următoarea. De fapt,
cine pe cine căuta? Zacheu îl căuta pe Domnul? Sau voi l-ați căutat pe Domnul? Eu zic, este un fel omenesc, zice, eu l-am căutat pe Domnul. Psalmistul zice, eu am căutat pe Domnul. Dar știți că este un adevăr relativ? Este adevărul absolut. Că Iisus Hristos a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit la Israel și ai să nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se numească, să se facă copiii ai lui Dumnezeu. Mărire Domnului! Mi-a fost așa de încântat când am văzut ce vă spun acum. A fost chiar trist. A venit o soră la mine și mi-a spus așa. M-am dus să-mi caut copilul și m-am dus să-mi caut copilul la lucru unde lucra. Copilul ei s-a făcut că nu-l cunoaște. A venit oamenii și a spus, tu ești cu tare, da. Te caută mama ta la poartă. Și a spus, nu, eu n-am mamă. Mama lui era săracă, era așa o femeie smerită, de la țară. Și el n-a vrut să se afișeze cu mama lui. Și a avut rușine cu ea. Când femeia aceea a venit, sora aceea nici mi-a spus lucrul acesta, băiatul ei nu este pocăit. A luat drumul lumii. Dar a venit cu lacrimi și mi-a spus, frate, multe am pățit în viață. Dar așa ceva nu m-am gândit vreodată. S-a făcut că nu mă cunoaște de rușinea oamenilor. M-am gândit ce trist este ca un copil, unui copil să fie rușine de mama lui sau de tata lui. Dar după ce m-am întors la Dumnezeu, am spus tuturor prietenilor mei că Dumnezeu este Tatăl meu. Ești nebun. Biblia spune asta. Dumnezeu este Tatăl nostru. Amin? Amin. Nu mai suntem singuri în lumea aceasta. Nu mai suntem orfani în lumea aceasta. Dumnezeu este Tatăl nostru. Amin. Ce înseamnă să ai un tată? Să nu fii singur în lumea aceasta? Să nu fii orfan și străin și părăsit? Dumnezeu, care a devenit Tatăl nostru, ne poartă de grijă în fiecare zi. El ne dă pâine în fiecare zi. Ne dă sănătate în fiecare zi. Slăvit să fie numele Lui. Nu prin puterea noastră și prin cucernicia noastră. Nu. El este cu noi în fiecare zi. Ești aici împreună cu mine și poți mărturisi. Și eu pot mărturisi. De câte ori Dumnezeu și-a întins mâna și ne-a binecuvântat. De câte ori și-a întins mâna și ne-a ocrotit. Pentru că este Tatăl nostru. Cineva mi-a spus, da, dar și voi pocăiți aveți oile voastre, uscăciunile voastre. Nu vreau să iau apărare nimănui. Și nu sunt eu pus să iau apărare cuiva. Că avem un apărător care este însă Domnul Iisus Hristos. Avem pe Duhul Sfânt care este apărător. Dar i-am spus așa. Judeci că un pocăit a făcut cu tare sau cu tare lucru. Eu mă rog Domnului să ne ajute să fim pocăiți cu adevărat. Amin. Și să ne pocăim de orice lucru rău. Dar dacă se întâmplă cineva să greșească, să ne întoarcem la Domnul. Dar dacă cineva te-a văzut într-un anumit moment al vieții tale, că ai făcut o greșeală, el tot pe aia o să o țină. Ah, l-am văzut pe pocăit că uite ce a făcut. Și am spus așa, fii atent. Ai copii acasă? Am. Dacă un copil îți greșește, cum tratezi cu el? Păi, imediat îl disciplinezi, vezi? Îl disciplinezi și după aceea îl primești înapoi. E din nou copilul tău. De fapt, el n-a încetat nicio clipă să fie copilul tău. Da? Da. Dar dacă cineva de afară de pe stradă greșește, așa că nici nu-ți pasă. Efectiv, nici nu-ți pasă aproape. Vezi? Asta e diferența între tine, a spus, și fratele acela care l-a văzut, sau sora aceea care l-a văzut. El sau ea este un copil al Dumnezeu. Și cu ei va discuta Domnul. Cu noi va discuta Domnul. Amin? Amin. Amin? Amin. Să-L primești pe El înseamnă să ai dreptul. Amin? Amin. I-a dat dreptul. Ai dreptul să fii copilul lui Dumnezeu. Ai dreptul la mântuire, la iertare, la binecuvântare, la rai. Dar asta înseamnă și responsabilitate. Nu doar dreptul. Adică noi tot asta întrebăm imediat. Care sunt drepturile noastre? Cam ce am dreptul? Dar nu trebuie și ce responsabilitate avem? Avem sau nu avem?
Dumnezeu se va judeca cu fiecare dintre noi aici pe pământ, ca să nu fie nevoie să ne judece, spune Biblia. Odată cu lume. Așa că ne pocăim. Amin. Și nu vreau să fiu răutăcios. Dar în cartea Apocalipsei este o tragedie. Iisus Hristos vorbește la 7 biserici. Cuvântul de ordine este acesta. Știu. Îngerului bisericii din. Spune. Știu. Domnul știe. Știe fiecare gând. Știe fiecare privire. Știe fiecare bătaie a inimii noastre. Slăviți să fie Domnul. Amin. Ar trebui să strigăm de bucurie că Domnul știe că-L iubim. Amin. Domnul știe că ne lăudăm cu El și vrem să trăim pentru El. Amin. Amin. Și ar trebui să fim foarte, nu știu cum să zic, atenți. Că Domnul știe și când am strigat la soțiile noastre. Amin. Știe Domnul, știe. Asta nu mai văzut Domnul. Sau cântăm cântarea, aici intervine frate, aici intervine harul. Doamne, ține minte numai. Și așa ne place să urdăm pe asta. Ce-am făcut pe placul tău. Aveți și noi, frate, este așa cu duce. Dar mai e frumos, ok, nicio problemă. Dar nu-ți mai adu aminte de nimic din ce-a fost. Așa e frumos, secretar, dar da? E foarte frumos. Dar să știți că Domnul ține minte tot ce-am făcut. Slăviți să fie numele Lui. Ține minte și când ai băgat mâna în buzunar și ai dat pâine la văduvă. Amin? Amin. Și când ai dat orfanului din pâinea ta. Amin? Amin. Când ai dat pace fratului tău și ai spus Domnul Iisus Hristos să te binecuvânteze. Amin. Dar știi, și când fratele întins mâna că urmați cu mâna înainte. Săracă ca să nu vadă cineva făcut așa. Da? Pace rău. Da? Domnul știe și când o trebuie colecta pe lângă tine. A zis unul că s-a întâlnit cu un oraș și a zis, te cunosc de undeva? Și a zis, pe mine? Nu cred. Ba, de undeva mi-ești foarte, foarte cunoscut. Nu cred. Ba da, acum știu de unde. De unde? An la rând, a venit cu colecta pe fața ta și n-ai pus niciodată nimic. A zis, s-a speriat. Am ucit acasă la urmare și a pus în colecta. Nu vă duceți. La mine agentă scrie așa, evanghelizare cu prilejul unui privet. Evanghelizare cu prilejul unei mormântări. Și am fost, atâta râd n-am avut, acum m-am obosit și am mai îmbătrânit. Dar înainte, când auzeam de o mormântare, de un privet undeva, auzeam, nu dă mult, nu-i frumos să dai nume. Du-te tu. În biserică aici, nu vă supărați. Ridicați mâna prietenii care sunt întâlnit. Ridicați mâna prietenii nebotezați. Ridicați mâna, sunt prieteni aici. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Biserica spune. Amin. Facem încă o dată. Dumnezeu să mântuiască prietenii care sunt aici cu noi. Amin. Aleluia. Ați auzit? Nu știu dacă voi vreți să fiți așa, mântuiți cu vă vărăște. Dacă ați auzit cerul, cum spuneam. Vorbeam despre privire. Da, nu, ăla eu. Dar înapoi. Mă duc eu. La mormântare și la priveghiuri. Aici ați văzut 1, 2, 3, 4, 5. Mi-a numărat, ca aproximativ. 5. Sunt 5. Dar la priveghiuri, la mormântare, poate că sunt 10 frați, 20 și restul sunt numai prieteni. Și acolo Dumnezeu mi-i dă în mână. Și acolo le predic Evanghelia și le spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea și ce poate face Dumnezeu și în viața lor. Amin? Amin. Aleluia, mărire Domnului! Aleluia. Avem dreptul! Avem și responsabilități. Amin? Amin. Avem responsabilitatea de a duce mai departe vestea bună. Amin? Amin. Așa că în seara aceasta am înțeles că este o evanghelizare, încă o evanghelizare, dar cu prilejul unui privilegiu. Cine vrea să meargă ochii pe ei? Cine vrea să meargă? Cine se predă Domnului astăzi? Doi, mai departe. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să se binecuvânteze. Și acolo mână. Nu, atâta. Eu aș vrea să faceți ceva, vă spun sincer. Acum nu zic. Da, îmi permis să zic asta. Mergeți toți. Amin. Mergeți toți, frate. Dacă familia asta n-a iubit-o și datorită. Eu am auzit oameni care și-au iubit părinți, și-au iubit copii, și-au iubit neamul. Am auzit în Biblie scris, când voi muri și când voi spune oasele mele în mormânt, dar când Dumnezeu va cerceta și vă va scoate afară din țara asta, să nu mă lăsați.
Dar cum vă întrebați? Sincer vă întreb, dar totuși, avea de importanță treaba? Nu. Nu avea, frate, că sufletul e mântuit. Dar tot, nu mai fi murit evrei în Egipt? Hai, frate, să fie zis. Mai luam, frate, 430 de ani, unui mulți evrei. Dar totuși, a fost dorința lui. A fost inima lui. Nu mă lăsați aici. Scoateți-mă de aici, din Egiptul ăsta. Pentru asta am semnat ceva treaba asta. Pentru asta am... Nu vă supărați, dacă nu iubește nimeni, hai să le spune că iubim noi. Amin? Amin. Cam greu. Cam greu. Dar să știți că lumea va cunoaște că Domnul e în noi și că noi suntem frați cu Domnul și că suntem ucenicii Domnului. Știți când? Când predicăm și strigăm așa tare. Aleluia! Da, nu credeți. Când ne rugăm așa cu râvnă. Poate. Poate. Dacă ne-am luat cu râvnă și cu lacrimi pentru cineva, în nevoie va fi ceva. Dar zice Domnul Iisus Hristos, când oamenii vor vedea că vă iubiți unii de alții, voi sunteți ucenicii mei. Iisus ne-a iubit, Iisus? Aleluia! Ne-a iubit, Iisus? Aleluia! Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Acelui care ne iubește și a plătit cu sângele Lui pentru noi, este Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit. Și spune așa de frumos Biblia. El i-a iubit pe săi până la capăt. Am văzut în viață soți nenorociți, femei nenorocite, care au spus de pe buze până la moarte. Și n-au făcut cum au spus. Soți care au spus la altar până la moarte, a mințit, a trădat. Iisus Hristos a iubit până la capăt. Și El știa ce înseamnă capăt. El știa ce înseamnă punctul final. Și a zis, mă duc pe cruce. Nu mă cunosc, nici nu mă fac cunoscut. Am îmbrăcat haina smereniei până la capăt. Ca ai săi să nu-L poată cunoaște. Dar răspund în seara aceasta, bazat pe Evanghelia lui Iisus Hristos, pe puterea lui Dumnezeu, că s-a făcut lucrul acesta în deplină cunoștință de cauză, ca ei să nu-L cunoască. Ca tu astăzi să-L poți cunoaște. Dacă ei îl cunoșteau, nu-L mai răstigneau. Credeți că mai puneau mâna pe El? Nu mai puneau. Dar așa nu l-au cunoscut. Și Dumnezeu a făcut și a întors lucrul acesta ca un har pentru noi, ca noi să ne putem întoarce la Dumnezeu. Te întreb în seara aceasta, vrei tu să-L primești pe Iisus Hristos? Să știi că m-am gândit de multe ori cum au bătut Iosif și Maria la multe uși și noi am predicat acum a fost sezonul și au bătut la multe ori. Și imaginați că tu ai fi Maria și cu soțul tău umbli din poartă în poartă, nimeni nu deschide. Ba mai spune, nu avem loc pentru voi, sunteți cine sunteți voi. Dar întreb acum, după atâta vreme, dacă ai putea să stai de vorbă cu cei din iad, și era o poezie vecinul din iad, și să îi auzi ce spun, cum ar deschide ei acum ușa? Dacă ar ști că vine acum din nou Iisus, prin Maria și prin Iosif, cam cum ar deschide ei ușa? Cam cum l-ar primit de Domnul atâția oameni care l-au refuzat? Și astăzi stau deja, pentru că veșnicie e veșnicie, nu-i ca pe pământ, nu mă așteaptă după oră. Și cine nu crede a și fost judecat. Și cine crede a și fost mântuit și merge în Împărăția lui Dumnezeu. Dar, cam cum credeți că l-ar primi oamenii aceia care l-au respins cândva? Cam cum strigă ei și cum se vaită ei în iad și în foc? O, ce har mare pentru noi! Că avem dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat dreptul acesta. Dar este o responsabilitate pentru noi să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Nu judecând pe alții. Nu. Priviți-l pe Iisus Hristos. Să de vorbă cu o femeie care nu știu cine ar fi stat de vorbă în vremea lui, vine să scoată apă pe la amiază. Noi știm de ce. Da? N-a venit nici seara părăcoară, nici dimineața, că știa. Atunci mai vin alți oameni, se întâlnește cu ei și toți o denigrează. A venit la amiază când e soarele mai puternic. Să nu vadă nimeni. Se întâlnește Domnul cu ea, vorbește câteva cuvinte cu ea și ce spune? Du-te chiar pe bărbatul tău. Și ce răspunde ea?
Abbiamo il vostro nato. Ce hai detto sennò? Poi sincer. Sincer. Non ti credi già questo Domnul. Sincer. Te sfieroși. Cu cinci. Cu cinci. Și în vremea aia, și în vremea aia, cum mai zic bătrânii, că erau vremuri de mai demult, că numai odată dacă cineva călca pe bec, era tot satul împotriva lui și nu erau pocăiți. Dar în vremea aia, când totuși era altfel, dar Domnul se uită la ea, știți ce a spus? Ea spune, n-am bărbat. Și ce a spus Domnul? Drept ai spus. Aici îi spus adevărul. Dar era adevărul, că n-are bărbat, dar știut cum să o aprecieze cu ceva. Ai lângă tine vecini, ai lângă tine oameni, păcătoși, răi. Și parcă n-am nicio punte de legătură cu ei, n-ai ce vorbi cu ei. Ăștia ori de meci, ori de băutură, ori de scandal, ce mai făcut ea ceva. Și nu știi nimic ce să spun. Și ieși și tu într-o zi afară și apreciază și tu cu ceva. Mă, vecine, ce look ai în dimineața asta, mă. Ce față ai, zici și tu ceva, ce bine arăți, zici și tu ceva. Dar nu găsești chiar nimic. Așa sunt numai așa niște. Dar Domnul nu putea să spună așa despre tine? Dar tu ce crezi că tu ce ești? Dar tu ce crezi că te-a atras pe Domnul așa de mult la tine? Frumusețea noastră exterioară? Chiar credeți asta? Așa frumos nu credeți. Dar sunteți frumos. Dar sunteți frumos. Dar vreau să vă spun. Ce l-a atras pe Domnul? Suflet veșnic care l-ai în inima ta. Ai un suflet veșnic care nu moare. Și Domnul știe lucrul acesta, slăvit să fie numele Lui. Pentru sufletul tău cel veșnic, care nu e nici alb, nici negru. Da? La mulți albi, poate că e sufletul negru. Asta a fi înmerit acum. Și invers. Dar Dumnezeu să ne albească sufletul la noi. Să avem și responsabilitatea aceasta. Să ducem mai departe Evanghelia. Mă opresc aici. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Omin. Mi-a spus cu ce? Dumnezeu să vă facă pe toți, să ne facă pe toți copiii ai Săi. Amin. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om. Nu, aici nimeni nu intervine. Aici intervine mâna lui Dumnezeu. Aici intervine Duhul lui Dumnezeu, care se mișcă peste noi. Te-a cercetat în adunare, te-a cercetat pe drum, te-a cercetat de ani de zile și bate la ușa inimii tale. Și bate blând, a nu știu câta oară, deschide inima. Deschide inima ta și ai să vezi că poți fi și tu un om fericit. Aleluia! Închei spunându-vă că am predicat într-o biserică în sudul țării. Și am fost profund mirat la sfârșit când s-a făcut chemarea, a venit în față o femeie plină de aur. Cercei de aur, lanțuri, dar era plină de aur. Am crezut că, Doamne, și m-a făcut să o țin minte așa, că plângea, avea lacrimi în ochi. Și când a ieșit în față, a spus cuvintele acestea. Am vorbit cu fiecare pe rând, dar când am ajuns în dreptul ei, a spus cuvintele acestea, după ce au oftat, a zis, de când caut eu? De când aștept chipa asta? Am zis, slăvit să fie Domnul, că sufletul ei însetat, a căutat și a căutat până când a găsit și a înțeles că de fapt a fost ea căutată și găsită de Fiul lui Dumnezeu. Eu nu știu de când cauți tu. Dacă nu cauți, mă rog Domnului să nu-ți dea pace din seara aceasta și să începi să cauți. Puneți întrebări. De unde vii tu? De unde vii? Spre ce țintă călătorești? Care-i scopul vieții tale? Pentru ce trăiești? Pentru cine trăiești? Și întreabă-te unde te vei duce când viața pe acest pământ se va termina. Doar în țărână? Ești doar în țărână? Doar o mână de țărână ești? Ești o mână de țărână? Dar am spus că mai ai ceva. Mai ai un suflet. Căci Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui. Glorie Domnului! Și ești trup, dar ai și suflet, ai și un Duh. Dumnezeu te-a binecuvântat. Caută-L pe El. Caută-L pe Dumnezeu. Este scris în Sfânta Carte că cel ce-L caută, îl va găsi. A spus Dumnezeu, oricine mă poate găsi, au o singură condiție. Să mă caute. Era absurd.
să fie altă decât așa. Caută și tu. Dă curs setei acestea care este în tine. Un singur lucru vreau să știu dacă este adevărat în viața mea, de tânăr. De, cu toate că vedeam multe filme, cunoșteam despre artiști, despre rock, despre... Mă, tot mie astăzi, cum ascult cântările astea așa de line, de duioase, de frumoase, mă rog, mi-am plăcut și mă nebunie. Dar mă gândeam atât. Aș vrea să știu, nimeni nu putea să spun asta. Am vrut să știu un singur lucru. Dacă Iisus Hristos a trăit sau nu poate fără. Atât aș fi vrut să știu. Eram captivat de această ființă misterioasă pentru mine. Acest nume era enorm pentru mine. Nu știam de el nimic. Doar atât. Îmi povestea tata că s-a născut într-o iesle. Și de fiecare dată copil fiind, îl puneam pe tata să povestească din nou. Și el era în povestea. Era un om tare blând. Și spuneam, ticule, mai spune. Și ea răspundea. Și am prins credință din inima mea. Puține. La școală copiii spuneau că nu există Dumnezeu. Îi răspuneam că există. Păi de unde știi? Mi-a spus tata. Am tare dus. Tata mi-a spus că există Dumnezeu. Astăzi, tatăl mi-a spus că e tatăl meu. Dumnezeu poate fi tatăl tău. Prietenii spun, mă întâlnesc cu ei și spun, știi ce aș vrea? Zic, ce? Ar vrea să mă bucur și eu cum te bucur tu. Dar nu poți să înțeleg cum te poți bucura din Dumnezeu care nu-L vezi. Și a spus, da, tu nu-L vezi. Acum nu-L vezi. Dar dacă ți-ai deschide ochii, dacă Dumnezeu ți-ar deschide ochii, l-ai vedea că te încojoară pe dinapoi și pe dinainte. Ai vedea că mâna Lui puternică este peste tine. Știința aceasta, zicea omul Dumnezeu, este prea înaltă. Este Dumnezeu? Există Dumnezeu? El a făcut munții. A Lui este marea. El a pus semnele pe cer. El este Domnul Dumnezeu cel atotputernic. El este Tatăl tău și Tatăl meu. Măriți să fie numele Lui în vece veci. Amin. Amin.